Înapoi la știu, fermierii români sunt supărați din nou că ar putea pierde banii pe recolte. De data asta, 7 fermieri se plâng la compania de administrare a infrastructurii rutiere că nu vor reuși să strângă la timp recoltele de rapiță și de grâu din cauza autostrăzii Bacău-Pașcani. Peste 170 de hectare de teren agricol al fermierilor a intrat sub proprietatea statului după ce proiectul a fost aprobat. Fermierii cer acum ca autoritățile să oprească lucrările la A7, lucrări care au început în februarie anul acesta, măcar până la sfârșitul verii, asta ca să reușească să-și strângă ce au semănat toamna trecută. E important să protejăm culturile agricole aflate în prag de recoltare. Fermierii au muncit acel teren și au avut cheltuieli mari. Nu putem să lăsăm totul atât de ușor de izbeliște, spune în apărarea fermierilor prefectul de Bacău, Lucian Bogdanel. Băi, Hofi, cum am găsit noi? Singura autostradă care mergea bine și în România, da? Am găsit și aici un motiv să punem grâu în roate, bețe în roate. Pe bune? Boabe în roate. Zic de ce, că am văzut că s-au ridicat 7 fermieri, pentru că nu e asta autostrada A7. Corect. Care sunt argumentele din spate și ce nu cred eu că funcționează bine în această revoltă? Dacă ai răbdare, îți zic într-un minut. Nu cred că reușim. Într-un minut? Reușim. Peste un minut. E o autostradă între noi, Hofi. Dar mă rog, o să fie. Hai că arată bine. Bine, să mergi tu pe autostrada asta. Eu chiar o să merg, o să fiu nevoit să mă duc. E vorba de autostrada Umbrărescu, da? Construită de E poreclită, așa, români. Pentru că e practic omul care, prin firmele sale, are toate loturile de până acum date în funcție. Eu am găsit explicația pentru care merge atât de bine autostrada asta. Am și o explicație, să vedem dacă se întâlnesc în aceeași intersecție. Altfel îți faci, uite, eu am experimentat asta pe pielea mea, pe pereții mei. Când fac o lucrare acasă, da, mi-am vopsit singur holul. Am dat cu lavabil, am făcut reparații. În bucătărie n-am mai avut răbdare, am chemat pe cineva, un meșter să facă. Odată că i-a luat de 3 ori mai mult, a costat, bineînțeles, mult mai mult și nici n-a ieșit la fel de bine. Așa omul și-a făcut la el acasă, în țara lui, da? E și din Bacău, singura bucată de autostradă terminată înainte de termen, care a fost centura Bacăului, da? Cei 17 km. Păi, la tine acasă, am nu vrei să mergi pentru casa lui, pe drumuri bune? Nu te cred că vii cu argumentul ăsta. Te-aș întreba de fermieri, da? Nu știau și ei în toamnă că urmează să treacă autostrada pe acolo, de ce au mai recoltat, știi că acum, de ce au mai plantat. E ușor să vii acum să spui, băi, dar stai un pic, am dat bani mulți și mai că ți-e milă de ei, au investit timp. Mai că mi-e milă de ei. Au investit timp, au investit bani în irigații, în semințe și acum vine autostrada rea și trece peste munca lor. Dar lucrurile astea erau cunoscute din timp, da? De ce ai mai plantat acolo? Știai că statul va cumpăra terenul, că nu l-a luat gratuit? Asta e. Ne punem problema de multe ori când apare ceva, de ce un protest, de exemplu, o nemulțumire, de ce este public acel protest. L-am auzit mai devreme pe Balaj, spunea că atunci când apare un studiu, l-au făcut, cine l-au făcut, de ce au făcut acest studiu. Laura Ghibu, de asemenea, își punea problema ce este în spate. Trebuie să ne punem întotdeauna această problemă. Ne punem și acum. Răspunsul nu este neapărat vizibil la ora actuală, dar eu văd altceva în spate, pentru că sub nicio formă, e posibil să se blocheze ceva dintr-un interes anume, sub nicio formă nu este o problemă că anumiți fermieri, cei 7 magnifici din această poveste, ar fi deranjați că, hai să ne uităm acolo, deci pe acolo trece autostrada, da? Și adică sunt totuși 170 de hectare au fost semănate. 170 de hectare, bune. Țara asta are 10 milioane de hectare pe care se cultivabile, da? 10 milioane de hectare. Am văzut după ceva luni deja, că sunt deja 2 luni de când se plâng fermierii români, că din cauza celor cereale din Ucraina, ei au pierdut foarte mulți bani. Era vorba de sute de milioane de euro. Asta era pierderea, da? Pe care nu înseamnă că atâți bani au făcut sau atâți. Nu, au făcut mai mulți, însă cu 100 de milioane, să spunem, mai puțin de euro, da? Și a fost acea de miliarde, da? Și a fost acea despăgubire de la Uniunea Europeană de 10. Stai un pic.
Pentru toată țara, da? Pentru 10 milioane de hectare. Și și-au băgat cu toții picioarele în acești fermieri, nu le-a păsat, asta e viața asta, fraților, luați-o. Însă, acum pentru cele 170 de hectare, blocăm o autostradă pentru 170 de hectare? Ce adică, dintr-o dată ne pasă de fermierii pentru 170 de hectare, dar nu ne pasă pentru 10 milioane de hectare? Ajută-mă să înțeleg. Ceva în țara în care kilometru cu numărul 1000, da? Borna, 1000 de kilometri de autostradă, va fi inaugurată vara asta undeva în câmp. E un ciot de autostradă care nu face legătura între nicăieri și nimic. Tu ai fi în stare să spui acum că cineva a făcut autostrada acasă la el pe acolo, cum ai spus, de Umbrărescu. Uite, nu m-am gândit la asta, dar merg să fac cercetări. Eu l-am lăudat, să știi că a făcut ca acasă la el lucrurile. În general, ăsta e un lucru minunat, să faci ca pentru tine lucrurile. De-aia au mers atât de bine. O mai drag și acum, mie nu mi-a părut spun... că-l auzi. Mi s-a părut că-l dai la oase. Fost atent. Nu-i dau deloc la oase și închei și conspirația ta, începută de tine, să-i zicem așa. Sigur, e un cuvânt prea mare. Prea mic cuvânt pentru ce am spus bețe eu. Bețe în roate, pentru că, uite ce spune constructorul, va ține cont de cererea fermierilor, poate lucra și cu ea, da? Pe 1 august fermierii vor fi invitați să culeagă roadele recoltei lor. Până atunci ei se vor concentra, constructorii, pe alte tronsoane. A zis chiar că este mai bine așa, pentru că va găsi terenul gata curățat și se vor mișca așa. Și mai repede. E mai bine așa. Vezi cum am găsit că dintr-o dată s-au și înțeles dinainte să avem problema. Ideea e că respectăm problema. Termenul și pe noi cred că asta ne interesează cel mai tare. Dacă autostrada asta să fie gata la termen sau chiar înaintea lui. Apropo, azi au dat autorizație de construcție și pentru ultimul lot al acestei autostrăzi, a 7, tronsonul Mircești-Pașcani, ce mai vrei, 28,09 km. Foarte important și pe 2 mai se apucă și de treabă, după 1 mai, că na. Nu e toată autostrada, atenție, pentru că se oprește la Pașcani. Noi știm că autostrada trebuie să meargă până în capăt, până în frontieră, la Siret, lucruri care m-ar bucura și pe mine. Oricum vei ajunge mai repede acasă. Da, hai să mergem mai repede în Suedia la colega noastră de astăzi, Laura, putem să o numim colega noastră de astăzi, Laura Ghibu. Laura, vrem să te întrebăm cum putem accepta această problemă care a apărut în România, că te mai uiți și tu la știrile astea de la noi, că 7 fermieri, a nu se imagina că este vorba de 7 țărani ca de pe timpuri, fiecare cu, pogonul lui. Nu, sunt 7 fermieri de sute de hectare pe acolo, da? Au găsit această problemă și cineva începe să-i asculte. Ia uite, domnule, să avem grijă o dată în viață de fermierii noștri. Cum da, vezi chestia da, asta? Dar dacă ar fi, Laura, 7 dinți, da? Din gură. Ce ai face? Ai face extracție sau ai încerca să lucrezi și cu ei? Uite, cum până la urmă facem în România pe această autostradă? Acum, eu ascultându-mă, cred că cei 7 fermieri și cei care construiesc autostrada s-au dus și au vorbit cu un rabin. De ce spun chestia asta? Fiindcă rabinul le dă dreptate tuturor. Da? Și mi se pare că totuși au găsit un mod de a împăca și capra și varza. Sincer, asta ar fi și abordarea mea. De chiar dacă sunt numai 7 fermieri, aceștia sunt 7 oameni cu 7 familii care au făcut 7 investiții. Minoritatea trebuie totuși respectată, chiar dacă sunt 10 milioane de hectare în România. Iar acești oameni au și ei de plătit niște rate la bănci și au niște probleme de rezolvat. Dar această soluție pe care au găsit-o ei împreună mi se pare foarte bună. Și asta era și soluția la care m-am gândit eu când am citit această știre. Fiindcă un constructor nu construiește tot timpul și pe toată porțiunea. Iar în momentul în care nu se construiește și nu se lucrează pe o anumită porțiune, fermierul din acea zonă poate să-și rezolve treaba. Iar faptul că acest constructor le-a dat liber până în 1 august este ceva fantastic, fiindcă știm foarte bine că se construiește cel mai bine în timpul verii. Iar având în vedere că acest constructor a considerat că este totuși ceva de respectat dorința acestor oameni, mi se pare o dovadă de civilizație. O civilizată, ai prezentat și tu acest subiect. Laura,
Vreau să nu fi greșit eu foarte tare atunci când te-am numit colega noastră, că ai spus că urmărești știrile care se întâmplă în România, dar vrem să-ți dăm ocazia să ne prezinți și tu, să nu fii doar jurat special în această seară, și să fii și tu un jurnalist alături de noi doi și să ne prezinți știrile tale așa cum le-ai remarcat tu astăzi. Noi am scos fixul, foaia și te notăm.